Bună ziua, doamna profesor dr. Cătălina Poiană, președintele Consiliului Medicilor din București. Mulțumim pentru acest interviu în contextul forumului Sănătatea Românilor între speranțe, provocări, investiții și inovații organizat de ARPIM în parteneriat cu Calea Europeană. Ați participat la discuții foarte interesante. Știm că medicii sunt cei care se confruntă în mod direct alături de pacienți cu problema finanțării medicamentelor, inovații, evident. Cum se vede în această perspectivă a finanțării poziția și cum vede Colegiul Medicilor această situație și ce măsuri propuneți pentru o mai bună finanțare? Bună ziua și mulțumesc pentru această întrebare. În calitate de președinte al Colegiului Medicilor din municipiul București, susțin foarte mult dezvoltarea sustenabilă a sistemului de sănătate și, bineînțeles, a medicațiilor inovatoare și a inovației pentru medicină. Din punct de vedere al profesionistului în sănătate, este într-adevăr o frustrare ca nivelul de cunoștință să fie optim și totuși în sistemul de sănătate în care funcționează să nu aibă acces la tehnici care să te ajute pentru un diagnostic precoce și pentru un tratament eficient pe care îl poți acorda pacienților tăi. Și într-adevăr, în chestionare pe care Colegiul Medicilor din municipiul București le-a făcut în rândul membrilor săi, unul din principalele elemente care determină de multe ori medicii, mai ales medicii tineri, să plece din țară, îl reprezintă faptul că în sistemul de sănătate nu au toate aceste oportunități de a desfășura un act medical pe măsura pregătirii lor și este într-adevăr o mare frustrare să știi ce ai de făcut și să nu ai cu ce pentru a, și în felul acesta a nu putea asigura pacienților tăi un act medical optim. Cred că finanțarea în sistemul de sănătate trebuie să fie o prioritate și bineînțeles că noi ca și profesioniști în sănătate în permanență am militat pentru asigurarea unor reglementări legislative care să poată să asigure accesul la asemenea terapii inovatoare și al inovației pentru sănătate. Și pentru că acest forum are în centru pacienții și sănătatea românilor ca tematică, cum vedeți din acest punct de vedere colaborarea cu autoritățile, cu asociațiile de pacienți și cum ați defini o nevoie medicală nesatisfăcută, având în vedere problemele cu care se confruntă pacienții din România? Știm acel timp de așteptare foarte mare până avem acces la medicamente inovatoare. Da, cu certitudine s-au făcut pași importanți și cu certitudine în ultimii ani, la multe dintre capitole, am reușit să dăm, să zic așa, pacienților noștri mai mult decât o făceam acum 10 ani sau acum 20 de ani. Cred că întotdeauna în toate aceste decizii, medicul și pacientul și mai ales asociațiile de pacienți trebuie să fie parteneri în discuție și cred că acest cadru în care toate aceste discuții trebuie să fie portate, trebuie să fie un cadru amplu în care alături de decidenți, organizațiile profesionale și asociațiile de pacienți să fie părți active care să poată să spună exact care sunt problemele reale. Pentru că întotdeauna există o mare diferență între cum se vede actul medical de la nivelul decidentului și cum se simte actul medical în, să zic așa, pielea profesionistului din sănătate și mai ales a pacientului. Și trebuie să nu uităm, și asta nu trebuie să uite nici decidenții, nici medicii, că oricare dintre noi, în orice moment, poate deveni un pacient. Oricare dintre noi are copii, oricare dintre noi are părinți sau prieteni care pot să aibă probleme de sănătate. Deci accesul la serviciile de sănătate și mai ales la terapiile inovatoare trebuie să fie pentru toți pacienții. Toți pacienții au acest drept egal la aceste servicii de sănătate și cred că este un lucru care trebuie într-adevăr remediat. Nu înseamnă că dacă ești pacient în România să ai mai puține drepturi ca un pacient al oricărei alte țări din Uniunea Europeană. Toți pacienții, oriunde s-ar naște, au dreptul la aceleași servicii medicale, la aceleași terapii inovatoare, la aceleași terapii generale care să le asigure supraviețuirea și calitatea vieții. Mai ales că cetățenii din Uniunea Europeană au aceleași drepturi potrivit tratatelor. Ați menționat parteneriatul, el se bazează pe dialog. Ați menționat rolurile pe care le jucăm în viață, pentru că, da, un medic poate să fie și pacient, dar mai este o componentă destul de importantă pentru a avea acest acces la inovație și anume industria. Cum vedeți și unde vedeți importantă sau interesantă
colaborarea cu industria farmaceutică în beneficiul pacientului? Cred că, în primul rând, în relația cu industria farmaceutică trebuie respectată etica și deontologia medicală și trebuie ca industria farmaceutică să fie un partener, să spun așa, neutru, care să susțină din punct de vedere financiar acolo unde se poate, dar care să respecte independența profesională a medicului. Cred că acest lucru este un element de bază, respectarea independenței profesionale a medicului în această relație. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!